Medalii de bronz pentru boxerii ploieșteni la centura de aur. Doi dintre ei, Georgian Tudor și Tiberiu Purcoi de la CSM Ploiești, au urcat pe ultima treaptă a podiumului de premiere. Rezultatele au venit în condițiile în care Tudor a revenit de puțin timp în sală, iar Purcoi nu poate face toate antrenamentele din cauza serviciului. Maestrul Titi Prosop i-a apreciat pe sportiv, dar a fost total nemulțumit de arbitraj. În semifinale, Tudor a fost declarat învins de arbitri în lupta cu englezul Blame. Acest verdict a stârnit mânia antrenorului prahovean, care în semn de protest nu a mai urmărit finalele, plecând direct la Ploiești împreună cu Adrian Pârlogea și sportivii. Titi Prosop este un fost câștigător al centurii, la fel ca și foștii săi elevi Leonardo Roftei și Adrian Diaconu. România a cucerit două medalii de aur, iar președintele Doroftei a spus că aceste performanțe arată că boxul românesc supraviețuiește. Pentru Diaconu a fost prima competiție majoră din postura de șef al arbitrajului românesc, iar următoarea pentru el și boxerii ploieșteni va fi Cupa României la juniori, între cele ce se va disputa în prima săptămână a lunii august și este criteriu de selecție pentru campionatul mondial din Rusia.